Luci, bine v-am găsit la alt Let's Play pe Metin 2 Ro server Apollo. Ei bine, am pregătit câteva chestii pentru voi. Dacă vă vor place, da, mă rog. În primul rând, v-am ascultat pe cei care mi-ați dat comentarii fă level 55, că n-a mai faci un G, un P, na, merită să faci 55. Ei bine, v-am ascultat și am făcut level 55, chiar surprinzător, chiar aseară. M-a crescut un prieten, stați să văd dacă e și un aer, că m-a rugat să apară și el, Alex DXD24, adică să te facă de la 42 la 55 în mai puțin de 2 ore jumate, eu zic că e super bine. Chiar vi-l recomand, dacă vreți, crește pe bani, are nivelul 80, sura mea e de încredere, stați liniștiți. Și, na, deci, v-am ascultat, am făcut nivelul 55. Bun. Acum e problema că, de fapt, să vă mai zic ceva, n-ai problema mea. Am făcut al doilea P, la dinți. Problema este că nu găsesc bu... Sfâșii, adică am găsit vreo 3-4, cam așa, dar toate ușoașele așa mă și enervează. Aici este shop-ul meu, frumosul meu shop, frumos, deci chiar, na, mi-a cumpărat vreo 2 inele de logo, nu? Na, dacă vreți să cumpărați ceva, vă interesați, că vă arăt așa repede, 170, na, câteva chestii pe aici. Asta e frumos shop, na, nu știu, vedeți, vine chiar aici. Acum, deci am făcut nivelul 55 cu anumis, n-am alchimie, deci ca să nu mai când zic ăștia, zice toată lumea are alchimie, că nu știu ce, că n-am, deci uitați aici, n-am o alchimie. Nimic, nimic n-am, ca să nu mai... Bun, dar am mai cumpărat câteva iteme, DMG-ul nu vi-l arăt oricum, nu vi-l arăt acum, vi-l arăt dacă e în următorul episod. Deci... Am cumpărat câteva iteme. Din păcate, m-a omorât, ca să nu-l înjur aici, să nu să pară un băiat drăguț, să nu-l înjur. Deci, de 7-6 nu-i dau numele, că, na, așa. Și mi-a căzut, n-am știut că nu cad iteme dacă am mai antia pe mine. Și mi-a căzut un pier ca acesta, era plus 7, la fel, mai 7. Un inel de logodnă și o pereche de papuci cu 15-2 mâini, dacă nu mă știu. Adică câteva chestii și făcea mare... Mă rog, să lăsăm chestia asta. Mi-am cumpărat alcoolier, oricum. Am personalizat tot. Am găsit și eu un scut cu 12 inteligență, ca să am 854. Așa. Am găsit niște pumnale drăguțe. Cred că sunt drăguțe. 10 semion, da, cu pietre plus 4, am personalizat. Da, cred că sunt ok. Ce am mai făcut? Mi-am luat și o curea de in, că am văzut că, na, e 2500 PV. Acum să vă arăt ce am mai luat. Mi-am făcut așa. Deci o pereche de papuci cu 2 KPV5 pe sabie, un colier cu un KPV5 pe sabie, 5 critică, brățarea aceeași, scutul e același, armura e aceeași, ăsta cred că l-ați văzut, cu 10 semiom, foarte puțin pe undeva la 80 ca capacă. Am și eu un abanoș cu 15 sabie ca să am full sabie. Și am mai cumpărat și aceștia cu 10 semiom ca să-i țin de generală, ca să nu mi se ducă eponitele în alta. Mai am și papucii ăștia cu 2 KPV10 2 mâini, mai am și colirul ăsta cu 2 KPV10 2 mâini, regenerare astea. Mă rog, 15 2 mâini, 10 până la chestiile astea. Mă rog, cam atât și mai am... Mâini, ca să sperăm, am 15,3 KPV. Mă rog, deci mâini ar trebui să primesc și eu și manca. Și probabil să mă apuc frumos de bug pe aici. Am mai cumpărat, stați așa să vă arăt. Stați, poate vine și mie calul ăsta, am arăt. Nu știu dacă merit. Să-mi spuneți și mie dacă ajungeți până la, până la minutul 5, dacă merită să fac militar.
chiar nu înțeleg, nu știu dacă mă ajută cu ceva, nu știu. Și dacă merită să bag banii în cutii cu pui ca să iau pet, nu știu, crește cu mult DMG-ul, nici nu știu. M-am mai cumpărat foarte multe licori. Adică le-am luat foarte ieftin, nu știu. Mi-a lăsat toate astea de aici, 100 caca, toate. Ca să zic așa, mai am și niște, dar mă rog. Da. Ce nu v-am arătat? Cred că v-am arătat tot. Să vă arăt un pic așa, dacă am pe cineva pe aici. Dar n-am. Dar n-am pe nimeni să... da. Și nu găsesc bus fâșii. Dacă aveți, dați-mi un mesaj, ceva. Mă nebunești. Hai că am găsit pe unul aici. Hai să vedem cam cât aș da. Deci, începem frumos. Hit-ul. 2K hit-ul. Dinții, 8K. Suflu, 5K. Și vreau să vă mai arăt și sfârșie, dar nu mai am putea. Măr, eu e destul de binișor. S-a dus sufletul. 854 ăsta e. Na. Sper să vă placă. Dacă vreți să mai continui cu canalul de YouTube pe RO, lăsați-mi un comentariu, orice, ca să știu. Și, na. Să vedem. Dar oricum, bat destul de ok, adică cel puțin și de 70 și ceva. Nu știu, bat destul de binișor, să zic, na. Îmi spuneți dacă să mai continui cu canalul de YouTube, cu șamanca, cu astea. Și lăsați un comentariu acolo. Dacă vreți să nu mai continui, nu o să mai continui, bine. Mă rog. Deci cam atât am vrut să vă prezint încă o dată contul, cât de cât. Și o să fac. Am făcut până acum foarte multe dările de cu player de 70, 80, cam pe majoritatea am bătut, să zic așa. Mai sunt și unii mai buni. Dar na. Cum e ăsta de aici, mi se pare că e mai bun nici eu. Da, să vedem. Nu, m-am înșelat. Mi s-a părut că e mai bun. Da, mă rog. Așa. Sper să termin și cu peul ăsta. La sfârșie. M-am chinit foarte mult cu dinții. Sper să... Na. Da, n-am văzut super, mă rog. Acum, na, am văzut că la nivelul 50 mi-a dat inel de teleportare. Deci chiar nu știam că dă inel de teleportare și te poți teleporte. Deci m-a dat și odată și mai pot să mă teleportez de 49 de ori. Deci, îmi place chiar foarte mult chestia asta. Deci foarte, foarte puțin player, eu nu înțeleg de ce. Deci dacă stau în număr pe degetele de la o mână, pe mapul, deci nu înțeleg ce sunt cu player astea. Na, erau mai mulți. Na, să mai arăt încă o dată de DMG-ul și în ăsta. Deci 2,6, 2,6, 2,6, 7,3. Și în ăsta cred că mă 3,1, cam mult. Probabil n-are colț la el și asta. 5K. Deci dacă... Deci putea să-mi cadă ceva, nu? Că n-avea mine. Dar le-am, pe bine că le-am personalizat, pot să mai încadă doar licorile astea de aici. Da, mă rog, deci cam atât let's play-ul ăsta. Sper să mă urmăriți în continuare și dacă e, lăsați un comentariu dacă se mai continui sau nu. Eu sunt Q Fenomenal și ne auzim pe data viitoare.